și prin area lui. Astăzi este o zi mare pentru Făgăraș, dar și pentru făgărășeni. Se împlinesc 725 de ani de atestare documentară. Pentru prima dată, numele de Făgăraș a fost menționat în 11 martie 1291. Numele de fapt a fost Fogroș și apare într-un act de donație a regelui Andrei al III-lea al Ungariei pentru nobilul ungur Ugrinus. În 11 martie 1291, românii din Transilvania au fost menționați pentru prima dată ca participanți alături de nobili, de sași și de secui la dieta specială de la Alba Iulia. Cu această ocazie, reprezentanții Muzeului Valer Ritterat au organizat o serie de manifestări pentru a marca evenimentul așa cum se cuvine. Primul a fost vernisajul unei expoziții de cositori de la Muzeul Național Bruckenthal din Sibiu. O asemenea așezare care are iată de 725 de ani, nu sunt chiar puțin, 725 de ani de devenire în istorie și de plasare a unui centru de țară, țara Făgărașul, cu orașul, în istoria națională. Este un moment de evaluare și îmi face mare plăcere să fiu împreună cu colegii mei, evaluarea cercetărilor, a documentării în materie de istorie, începând cu cea veche, medievală, până la cea modernă. Începând cu secolul al XVI-lea, breasla sibiană a cozitorarilor era alături de cele din Media și Sighișoara, Brașov, una dintre cele mai mari din Transilvania. Cel mai vechi statut al breslei datează din secolul al XVI-lea, fiind apoi reînnoit în 1568. Încercăm să șlefuim ceea ce ne-au lăsat înaintașii noștri și nu am putea face acest lucru doar cu cele 17.000 de piese pe care le avem în dotare. Este vital ca să apelăm la celelalte muzee din România, cu precădere la cele naționale, pentru ca această bijuterie pe care o avem să fie nobilată. Și așa cum s-a întâmplat și în cazul Muzeului Peleș, alături de care avem o colaborare, Muzeul Bruckenthal se adaugă acestui evantai și sper ca în viitor buna practică pe care am început-o în anii trecuți să o ducem mai departe. Astăzi se împlinesc 725 de ani de atestare documentară a orașului nostru, iar cu acest prilej muzeul împreună cu municipalitatea a organizat câteva acțiuni. Este vorba de vernisajul unei expoziții extrem de interesante, obiecte de cositor din colecția Muzeului Național Bruckenthal, expoziție care poate fi vizitată până în august anul acesta. Apoi este vorba de un concurs pe teme de istorie locală care se numește Orașul meu și care, la care participă liceele din orașul nostru și simpozionul dedicat momentului de 11 martie 1291, la care participă cercetători, profesori universitari din țară, participă profesori din orașul nostru, preoți și colegii mei. La finalul celebrării celor 725 de ani de atestare documentară a urmat o paradă a gărzii medievale. Mai multe detalii despre cum a luat naștere Făgărașul, dar și despre actul care atestă acest lucru, redactat în latină, găsiți pe www.bzf.ro.